Ora 11 continuă știrile dimineții. Mai este doar o oră până când liderii coaliției vor căuta soluții la Cotroceni pentru rezolvarea crizei din educație provocată de greva profesorilor. Liderii coaliției de guvernare au fost convocați la consultări de președintele Klaus Iohannis, la o zi după ce șeful statului le-a promis profesorilor că va gira un acord politic pentru rezolvarea acestei situații. Din primele informații se pare că oferta pentru profesori este creșterea etapizată a salariului debutanților timp de 3 ani până la 4.000 de lei. Cu toate detaliile vine colega noastră, Andreea Gheorghe. Andreea, te urmărim. Bun găsit tuturor! În aproximativ o oră urmează să ajungă aici la Palatul Cotroceni liderii coaliției pentru că au fost invitați de șeful statului, președintele Klaus Iohannis, la discuții în contextul grevei profesorilor. Acum, din informațiile noastre, o variantă discutată astăzi ar fi să crească salariile profesorilor debutanți până la 4.000 de lei. De altfel, este o solicitare făcută și de profesori în ultima vreme, au pus-o și pe masa guvernului. Executivul a spus că nu sunt bani pentru o astfel de majorare, însă era vorba despre o majorare imediată. Acum, această variantă propune creșterea până la 4.000 de lei a salariilor profesorilor debutanți, însă pe o perioadă de 3 ani. Practic, să crească salariile treptat și odată cu această majorare cresc și salariile celorlalți profesori din sistemul de învățământ. Această discuție are loc în contextul în care și ieri au existat întâlnire aici la Palatul Cotroceni, însă între șeful statului și sindicatele, reprezentanții sindicatelor din învățământ, pentru că știm, mii de profesori au protestat aici în capitală, aproximativ 20.000 de dascăle au ieșit în stradă și au venit spre Palatul Cotroceni, i-au cerut lui Klaus Iohannis să intervină de urgență, iar după această întâlnire cu sindicatele, administrația prezidențială a transmis că președintele Klaus Iohannis le înțelege nemulțumirile și că va media această problemă, că va gira un acord între guvern și dascăli, astfel încât profesorii să fie ascultați și să primească mai mult decât o promisiune de la politicieni, să primească ceva concret. Urmărim discuțiile care vor avea loc pe parcursul zilei de astăzi și vedem la ce variantă vor ajunge până la urmă, dacă vor exista majorări sau nu, pentru că guvernul le-a oferit profesorilor niște vouchere cu care aceștia nu au fost de acord. Așadar, vedem care va fi planul pentru perioada următoare, astfel încât să fie oprite aceste greve. Prea mulțumim! În timp ce profesorii așteaptă o soluție de la Cotroceni, nemulțumirile sunt la cote maxime în școli. Unii dascăli sunt nemulțumiți de felul în care sindicatele au gestionat această criză. În direct la Digi24, Andreea Bodea, directorul Colegiului Național Ilie Caragiale din Capitală, i-a reproșat liderului Federației Sindicatelor din Educație că nu a comunicat toate deciziile luate și spune că are rezerve legate de continuarea grevei. În replică, acesta spune că nu este vorba despre nicio trădare și că acuzațiile aduse sunt nefondate. Cine trădează pe cine trădează? Cine știe mai mult? Poate știți dumneavoastră că tot ceea ce s-a discutat la Palatul Victoria, la Palatul Cotroceni, s-a transmis către colegii noștri și am spus de fiecare dată, singurii care decid asupra corectitudinii unei soluții și o pot accepta sunt cei care au semnat pentru grevă. Este inacceptabil să ascult un astfel de discurs din partea doamnei directoare. Niciodată nu s-a pus problema unei trădări. Nu există nicio trădare. Care e liderul care a ieșit și a spus de mâine încetați greva? Spuneți-mi și mie. Mi-am exprimat nemulțumirea pentru o îndelungă tăcere. Pentru că în ceea ce mă privește pe mine și pe colegii mei, revendicările noastre nu sunt numai legate de salarii. Și am pus această întrebare. De ce când 6% din PIB nu s-a acordat educației? De ce când s-a lucrat la legea educației? De ce n-am ieșit atunci în stradă ca sindicate? Este ușor să arătăm cu degetul. Vreau să întreb, dar dumneavoastră concret, pentru că sunteți director de unitate, ce ați făcut ca să se respecte acel articol din legea educației? Cine s-a bătut pentru rezolvarea acestei situații? Cei din sindicate, asupra cărora aruncăm așa o mică umbră, că nu ne-a reprezentat chipurile suficient de bine. Nu este normal să aruncați niște acuzații fără să cereți niște explicații înainte? M-am referit la ambiguitatea răspunsului. Eu mă așteptam ca în momentul în care și-au fost și din Caragiale foarte mulți profesori și mulți elevi la acest tipic, m-aș fi așteptat ca de la o portavoce să se răspundă răspicat la întrebarea ce v-a propus președintele Iohannis, ce ați răspuns dumneavoastră, ce vă gândiți
să facem, dați-ne niște ore în care să ne gândim și să hotărâm ce facem. Nu sunt toți profesori în stradă, domnule Nistor. Nu sunt toți profesori în stradă. Doamna și nu sunt la încă o dată, nu-mi da... Informație de ultimă oră la Digi24. Este scandal în Parlament. Aleșii USR au luat pancartele cu mesajele profesorilor care au ieșit ieri în stradă și le-au afișat în plen. Are mai multe detalii colega noastră, Emma Stoica. Emma, ce date ai? Bun găsit tuturor! Deputații din USR au venit astăzi în plenul Camerei Deputaților cu pancartele pe care le-au luat de la profesorii din stradă, practic de la mitingul pe care l-am văzut ieri de protest pentru salariile care sunt mici. Cer prin acest manifest pe care îl fac în Camera Deputaților ca Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal să țină cont de cerințele venite dinspre profesori și dinspre sindicate, să crească salariile cum cer cei din societate și vedem revendicările pe care le au profesorii. În acest moment vedem în imagine, aceste pancarte au rămas chiar la tribuna Parlamentului, adică pot fi văzute de toți cei din plenul Camerei Deputaților. De asemenea, vă reamintim că astăzi va avea loc o discuție între liderii coaliției și președintele Klaus Iohannis, tocmai pe aceste cerințe venite din partea profesorilor. Emma, îți mulțumim! Între timp continuă protestele în marile orașe din țară, profesorii nu cedează și vor să le fie respectat fiecare punct de pe lista de revendicări. În fața prefecturii din Constanța s-au adunat sute de profesori care își cer drepturile în stradă. Jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu, se alătură cu mai multe informații. Iulia. Bun găsit tuturor! Ne aflăm în fața platoului din fața prefecturii Constanța și puteți vedea în spatele meu, sunt sute de profesori care au venit aici să își arate nemulțumirile. Este pentru prima dată când profesorii constanțeni protestează în orașul de la Malul Mării. Până acum și-au ajutat colegii din capitală. Încercăm să vedem care sunt nemulțumirile profesorilor și oare cât va mai dura această treabă. Avem un invitat alături de noi, este vorba despre Robert Pererva, este profesor de educație fizică și sport într-o școală din Năvodan. Bună ziua, este foarte mare gălăgie, sperăm să ne auzi. Spuneți-mi de ce protestați astăzi? Se știe de ce protestăm azi. Uitați-vă în spatele meu, așa vom fi tot timpul. Așa vom fi atât timp cât ei își bat joc de noi. Și-au bătut de-a lungul anilor totdeauna, fiecare guvernare care a venit și-a bătut joc de noi. Ați spus ieri pe postul dumneavoastră și pe alte posturi că am fost 10-15.000. Nu! Am fost peste 25.000 de cadre de DACCE, o mare de oameni. O mare de minți luminate care educă oameni. Nu mai rezistăm să-și bată joc de noi. Fiecare guvernare care vine acolo sus ne lasă ultimul. Noi nu suntem asistat social. Ce vă doriți dumneavoastră, profesorii, să le reamintim telespectatorilor noștri care sunt toleanțele dumneavoastră? De o săptămână, sau de când suntem în grevă, toată lumea știe ce ne dorim. În primul rând ne dorim să ne dea demnitate. Nu suntem ultimii în societate asta. Noi educăm oameni. Cei de la guvernare să nu uite că ale mele colegii le-au pus creionul în mână. Ale mele colegii au învățat să citească. Acum au ajuns și au uitat de unde au plecat și ne marginalizează. Și să nu uite guvernanții că de data asta sunt alături de noi și elevii și părinții. Contrar unor ieșiri necontrolate a unei părți a societății. Cât va mai dura această grevă? Știți, ar trebui să ne apropiem de sfârșitul anului școlar, când elevii de clasa 8-a trebuie să susțină un examen important pentru ei. La fel este cazul și elevilor din clasa a 12-a. Greva aceasta va dura atât timp cât nu ne invită la masa negocierilor pentru o negociere reală, de bun simț. Și unul dintre copiii mei este clasa 6. Trebuie să dea evaluare. Da? El n-are nicio vină că s-a născut într-o familie cu două cadre didactice. Și copilul meu vrea o educație de calitate și copilul meu vrea o viață de calitate. Adică noi suntem nevoiți, 80% dintre colegii mei sunt nevoiți să aibă un al doilea, al treilea job. Dacă mă uit în tinerețea mea, totdeauna am avut două sau trei joburi fiscalizate, să rețină guvernanții, fiscalizate și poate verifica. Eu vreau să fiu profesor și atât. Vreau să mă duc la catedră, vreau să-mi exercit activitatea didactică fără să fiu nevoit, ca după ce am terminat programul 15 minute, să fiu la celălalt loc de muncă. Spuneți că vă doriți o educație
educație de calitate, să fie o educație așa cum se întâmplă în alte state europene. Mai exact, cum v-ați dori să arate o zi de școală? O zi de școală ar trebui în primul rând să fie fără stresul și fără grijă zilei de mâine, ca trebuie să ne uităm la ce vine din urmă, în primul rând, da? Nu mai vin tineri bine pregătiți în sistemul educațional, pentru că nu îi atrag nimic aici, în această breazmă. Am copii la școală care mi-au fost elevi, sunt profesori, colegi cu mine în cancelarie, care au venit pur și simplu din pasiune. 2700, 2800, plătim o chirie, plătim utilitățile, trebuie să și mănânce. Mi-a spus o colegă de-a mea că își ține hainele de venit la școală, aparte în dulap, nu le folosește în altă parte. Da? Pentru că sunt elevi, trebuie să recunoaște, sunt elevi mult mai bine îmbrăcați ca noi. De aici pleacă, n-ai stresul zilei de mâine, încep să dezvolți o activitate didactică de calitate. Te gândești numai la procesul instructiv educativ. Faci cursuri, te duci la formări profesionale, îți iei cărți, îți iei materiale, pentru că îți permiți. Asta într-o societate utopică în care profesorul este respectat și bine plătit. E, la noi, acum, realitatea spune altceva. Eu nu pot, din salariul meu, deși mă străduiesc, că am și alte joburi, da, mă duc și fac cursuri, da, mă duc și mi-au cărți, da, mă duc, particip la formări profesionale, dar cu eforturi mari financiare. Asta trebuie să reține toată lumea, asta trebuie să reține și elevul care stă în fața noastră când venim la catedră și părintele care îl trimite la școală, dar și cei de sus care le conduc. Spuneți că aici, în Constanța, alături de dumneavoastră, sunt și elevii. Oare ce au înțeles ei din această grevă? Ce le transmiteți lor acum prin intermediul postului nostru de televiziune? Elevii au venit alături de noi din propria inițiativă. Vor profesori respectați, vor profesori care să vină la catedră și să își facă meseria așa cum trebuie. Noi ne facem meseria cum trebuie, ei pornesc în viață cum trebuie. Și trebuie să rețineți. De ce ne pleacă mințile luminate? Oare de ce ne pleacă mințile luminate? Copiii de frunte slujesc în alte țări, măresc PIB-ul altor țări, în loc să vină aici și să ne ajute. Eu n-am văzut niciun ministru al educației să-și ia consilieri 2-3 copii de ăștia deștepți, de pe la Harvard, de pe la Stanford, de la Universitatea din Cluj, din București și de aici. Ministrul luminate dă și Ovidius. Eu n-am văzut. Sunt numiți numai politic. Eu înțeleg, ministrul e numit politic, dar pe lângă jurul tău, ia niște copii de ăștia educați, care să-l întrebi, băi, cum fac aici? Că nu te-ai născut ministru și mai ai lacune. Nimeni nu zice că e greșit să întrebi. Dar trebuie să ai pe cine să întrebi. Dar cum am putea face noi, societatea în general, astfel încât elevii deștepți să nu mai părăsească această țară? Joburi bine plătite. Un copil de ăsta care pleacă în străinătate când a pășit în viață, de la 3.000-4.000 de euro în sus. Hai să ne uităm așa, pe un stat de plată, chiar și la firmele private, cât plătește un tânăr de ăsta educat? Un tânăr educat care a beneficiat de informația transmisă de un profesor prost plătit, de un profesor stresat, dar care totuși s-a dus și a făcut meseria. Ne apropiem de finalul acestei intervenții. Spuneți-mi, vă rog, în câteva cuvinte, care sunt doleanțele dumneavoastră și ce se va întâmpla dacă acestea nu vor fi soluționate, nu se va găsi o soluție pentru ele? Nu-mi place să mă repet, media știe doleanțele noastre, dar acest protest va dura, era o pancartă pe aici. Cât educația, fără educație, moare orice nație. Când nu vom fi nevoiți să afișăm aceste pancarte, atât timp va dura și protestul nostru. Ne vom întoarce în școli? Ne vom întoarce în școli? Când vă veți întoarce în școli? Nu se știe când ne vom întoarce în școli. Când vine guvernantul în fața noastră, cum vin demnitarii în Japonia și se pleacă în fața noastră așa. Profesorul în Japonia... Nu vă veți întoarce în clase? Nu, eu personal nu. Sunt și lideri de sindicat în școala mea. În prima zi de grevă am fost peste 65%, acum sunt doar câțiva dintre colegii mei care merg la catedră, la George Enescu, doar câțiva dintre colegii mei mai merg la catedră. Așa au gândit, așa au considerat, nu-i blamez, nu-i condamn. Dar protestul nostru, și aici suntem puțini, pentru că a fost făcut așa, pe repede înainte. Dar dacă vor continua protestele, o să vedeți, o să veniți, o să filmați, nu o să avem loc aici. Eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes. Să rămânem.
Așadar, acestea sunt informațiile de aici din Constanța. Vă reamintesc că este primul protest organizat aici în orașul de la Malul Mării. Până acum, profesorii constanțeni au mers la protestele organizate în capitală, dar așa cum ați auzit, mi-au spus că sunt hotărâți să vină aici în fiecare zi, astfel încât și toleanțele lor la un moment dat să fie soluționate. Rămânem aici și vă vom ține la curent cu detalii despre ce se întâmplă în Constanța. Mulțumim. Decizie de ultimă oră. Sindicaliștii au anunțat oficial că greva continuă. După discuțiile cu colegii din țară, aceștia au decis să nu accepte acordul de care vorbea președintele ieri la Cotroceni. Colega noastră, Georgiana Iuzic, are mai multe detalii. Georgiana, ce ai aflat? Bun găsit tuturor! Așadar, vedem această reacție oficială. Profesorii vor continua greva generală din educație. Au spus că ei nu se încred în niște promisiuni, vor niște fapte clare. Vă reamintesc că ei cer o majorare a salariilor cu până la 25% până la legea salarizării care ar urma să fie din 2024. Însă vedem că din discuțiile purtate cu guvernul, dar și cu președintele Claus Iohannis, liderii sindicatelor au primit un răspuns foarte clar că nu există bani pentru aceste majorări, însă vedem că profesorii nu vor să facă un pas înapoi și vor continua greva generală din educație. Între timp apar și primele efecte. Evaluarea pentru clasa a 6 a fost amânată de 2 ori deja, iar Ministerul Educației a prelungit perioada până când se pot încheia mediile din acest an școlar, până pe data de 9 iunie. Tot până pe data de 9 iunie ar trebui să se înscrie și elevii pentru examenul de bacalaureat. Această înscriere trebuia să se finalizeze pe data de 7 iunie. Vedem așadar o prelungire de 2 zile. Însă nu știm dacă aceste examene de la final de an vor fi amânate sau nu. Un lucru este cert, sindicaliștii au spus încă de la începutul acestei greve că examenele finale sunt sub semnul întrebării, atâta timp cât guvernanții nu vin cu niște măsuri clare, nu cu niște promisiuni. Vom vedea acum dacă evaluarea națională va fi susținută pe data de 19 iunie, așa cum este programată, dar și examenul de bacalaureat, care ar urma să înceapă pe data de 12 iunie cu proba orală la limba și literatura română. Georgiana, îți mulțumim și între timp greva continuă. Vedem imagini și de la Palatul Parlamentului, acolo unde aleșii USR au luat pancartele cu mesajele profesorilor care au ieșit ieri în stradă și le-au afișat în plen și vedem câteva dintre aceste pancarte. Între timp, în mai multe locuri din țară continuă greva profesorilor. La Galați, profesorii au ieșit în stradă pentru a treia zi consecutiv. Dana Costache este în mijlocul dascărilor nemulțumiți și se alătură cu detalii. Dana, vă urmărim. Bun găsit tuturor! Este a treia zi de proteste la Galați și a 8-a de grevă. Vorbim despre acest subiect cu doamna Camelia Nenu, este profesor de istorie la Liceul Emil Racoviță din Galați. Bună ziua, doamna profesor! Sunteți hotărâți să nu renunțați până nu obțineți ceea ce ați revendicat? Bună dimineața! O să-mi scot ochelarii ca să vedeți ochii. Uitați-vă în spatele meu, nu renunțăm. Nu am venit aici pentru bani, am venit pentru viitor. Noi nu putem schimba trecutul, nici viitorul, dar ceea ce facem acum se poate schimba în viitor în bine. Elevii noștri au nevoie de profesori motivați, de profesori care nu vin doar voluntar la școală. Eu lucrez de 30 de ani în învățământ, de fapt 33 de ani. De la 18 ani am intrat în câmpul muncii ca profesor de istorie. Îmi iubesc elevii, îmi iubesc elevii de la clasa 9E pe care îi salut și le spun că mereu mă gândesc la ei. Îmi iubesc elevii de clasa 12-a și așa cum le-am spus la oră, să nu-și facă griji. Noi îi iubim și suntem alături de ei, dar trebuie să fie și ei alături de noi ca să înțeleagă că ce facem noi acum nu e pentru banii noștri, e pentru viitorul României. Educația se face acasă, apoi se continuă în școală. Familia trebuie să fie alături de noi. Fără familie nu facem nimic. Sunt un profesor cu toate gradele date.
aveți și colegi tineri. Ce spun colegii tineri despre salarizare? Se plâng vreodată în cancelarie? Ei nu se plâng niciodată, dar le vedem tristețea din ziua de salariu, tristețe pe care o regăsim și la noi. De exemplu, eu am un copil cu dizabilități, regimul alimentar înseamnă undeva la 3.000 de lei, ceea ce mă face să lucrez și suplimentar la o școală privată cu puțin bani, dar lucrez pentru ea și nu am zis, nu am venit neapărat pentru bani, pentru că dacă am fi venit la școală pentru bani, acum eram poate în străinătate plecată sau un alt job, am terminat dreptul, puteam să fiu în alt domeniu, dar iubesc școala și vreau să fiu alături de elevii mei, să-i transform în viitor cetățeni care să înțeleagă că atunci când trebuie să lupți pentru drepturile tale, trebuie să mergi până la capăt. Și e adevărat că există sacrificiu, dar nu numai pentru ei. Gândiți-vă că de 8 zile noi nu avem bani. Și gândiți-vă că atunci când va veni ziua de salariu, probabil pe card unii dintre noi nu vom mai avea nimic, pentru că băncile și ceaurele își vor lua partea, iar copiii noștri mâine, de 1 iunie, se vor uita în ochii noștri, pentru că noi nu ne vom permite să-i scoatem în oraș prea mult. Sunteți diriginte la clasa 9 și aveți ore și la clasa 12. Ați reușit să asigurați toate notele necesare încheierii mediilor. Ce fac elevii de clasa 12? Da, deci am terminat de predat, am terminat de pus note. Ieri am fost invitată la o clasă de-a 12 să mi-au la revedere și le-am spus, mai aveam să vă predau despre democrație, dar lecția pe care vă ofer pe viu înseamnă clar că atunci când trăiești în democrație trebuie să înveți să lupți pentru drepturile tale. De asemenea, am copii cu dizabilități în liceu pe care îi susțin și îi ajut. Ei plâng acum acasă pentru că nu sunt la școală și nu înțeleg la fel ca ceilalți, dar vreau să-i salut pe ei și pe părinții lor și să le spun că suntem aici pentru ei. Vă întoarceți la oră de marți? Nu știm. Nu eu hotărăsc, ci lumea de aici din spatele meu. Eu aș vrea să fiu alături de elevii mei, dar dacă nu se întâmplă nimic, de ce am ieșit în stradă? De 3 zile ne-ați văzut aici, da? E clar că profesorii vor să schimbe ceva. Ce facem? Ne retragem? Ne necăm la mal? Nu. Mergem mai departe. Mulțumesc tare mult! Atât de la Galați, la revedere! Dana, mulțumim foarte mult! Sute de profesori ies în stradă de zile bune și în Drobeta, Turnul Severin. Detalii primim chiar acum de la jurnalistul Digi24, Elena Alexandru. Elena, ce spun dascălii? Bun găsit tuturor! Este a patra zi în care profesorii protestează aici în fața prefecturii din Drobeta, Turnul Severin, însă pot să vă spun că astăzi li s-au alăturat și elevii, dar și foarte mulți părinți. Sunt profesorii nemulțumiți în continuare de salariile pe care le primesc, însă aș vrea să vă arăt și să vă spună invitatul meu, care este cadrul didactic aici în Severin, atât dumnealui cât și soția, cât de greu este să se descurce o familie de profesori din salariile pe care le primesc. Bună ziua, în primul rând! Într-adevăr, nu este ușor ca o familie de profesori să se descurce în această perioadă, mai ales că inflația a înghițit cât se poate de mult din veniturile noastre, dar suntem hotărâți să mergem până la capăt cu această grevă, chiar nu cedăm, indiferent cât de greu va fi. Adică dacă salariile noastre oricum sunt spre zero, ori zero, ori aproape de zero, cam același lucru este. În continuare veți protesta și în zilele următoare. Înțeleg că se va obține o autorizație nouă pentru proteste. Da, profesorii sunt foarte hotărâți și determinați, cel puțin la Drobeta, Turnul Severin, cadrele didactice sunt hotărâte să protesteze și cu siguranță ne vom întâlni inclusiv pe data de 6 iunie în fața prefecturii. Au venit astăzi și părinții și elevii, sunt alături de dumneavoastră. Sunt și profesori, și părinți, și elevi sunt alături de noi. Cred că societatea civilă s-a trezit, am ajuns la un anumit grad de maturitate încât să înțelegem că nu se mai poate ca niște indivizi care au ajuns în anumite funcții să dicteze cine primește și cine nu primește. Cred că ar trebui să ne trezim și să înțelegem că educația este cea care înseamnă viitorul acestei țări. Ați fost nevoiți vreodată să cumpărați material didactic? Înțeles. Și nu numai în școală. Gândiți-vă toate documentele pe care le facem. Asta înseamnă planificări, testele de evaluare și așa mai departe. Sunt făcute din banii profesorului, pe imprimanta profesorului, pe laptopul profesorului. Deci toate aceste achiziții sunt suportate din buzunarul propriu. Părinții sunt revoltați că își țin copiii acasă? Sincer,
Părinții elevilor mei nu sunt. Am discutat, am avut câteva discuții, v-am spus, ne susțin, sunt alături de noi. Până la urmă, cred că fiecare părinte își dorește ca elevul, ca al său copil să fie instruit de un cadru didactic bine motivat, un cadru didactic calificat, deoarece există fenomenul ca în învățământul românesc să apară din ce în ce mai mult cadre didactice necalificate, deoarece salariul este absolut nemotivant pentru un absolvent de studii superioare. Vă mulțumesc foarte mult! Plăcere! Gata! Și eu vă mulțumesc! Vă reamintim, în urmă cu puțin timp a venit și o informație de ultimă oră. Greva continuă, este decizia luată de sindicaliști care au anunțat oficial că greva continuă în toată țara și vedem, sunt proteste în mai multe orașe din țară. După discuțiile cu colegii din țară, aceștia au decis să nu accepte acordul de care vorbea președintele ieri la Cotroceni. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla la ora 12, Andreea. În jumătate de oră vor ajunge la Palatul Cotroceni președintele PSD Marcel Ciolacu și președintele PNL Nicolae Ciucă. Potrivit surselor politice, în chestiunea grevei generale din învățământ, poziția UDMR este că va susține propunerea comună care se va discuta la întâlnirea organizată de președintele Klaus Iohannis. Revendicările sindicaliștilor sunt aceleași, majorarea salarială de 25% până la intrarea în vigoare a legii salarizării unitare și emiterea unei ordonanțe de urgență prin care să se garanteze că în noua lege a salarizării salariul profesorului debutant este egal cu cel puțin salariul mediu brut pe economie. Și vedem imagini din mai multe localități din țară, sunt foarte mulți profesori nemulțumiți, i-am auzit și puțin mai devreme, vor salarii mai mari și vor ca în sistemul educațional să se facă investiții. De altfel, și părinții și elevii, în mare parte, sunt de acord cu profesorii și îi susțin în acest demers. Este a 8-a zi de grevă generală în România și deocamdată nu au niciun mesaj concret din partea celor care ne conduc. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla la ora 12 la Palatul Cotroceni, acolo unde liderii coaliției au fost convocați de președintele Klaus Iohannis pentru o discuție, pentru măsuri concrete legate de ceea ce urmează să se întâmple în tot acest context al grevei generale. Și vă reamintim, după negocierile de ieri, sindicatele din educație au anunțat că vor continua greva. Peste 20.000 de angajați din învățământ au fost ieri în stradă la cel mai mare meeting din domeniu din ultimii ani. Protestatarii au mers de la sediul guvernului la Palatul Cotroceni, unde s-au întâlnit cu președintele Klaus Iohannis. El a promis că va gira un acord politic în coaliție pentru grila de salarizare. Și vă reamintim, în acest moment, guvernanții le oferă profesorilor 4.000 de lei în două tranșe. Profesorii sunt tot mai tensionați, au fost și discuții între liderul de sindicat Marius Nistor și directoarea liceului Ile Caragiale din București. Au fost nemulțumiri legate de comunicarea, de mesajele pe care le-au transmis liderii de sindicat după întâlnirea pe care au avut-o ieri cu președintele Klaus Iohannis. Voiau lucruri mai concrete, voiau să primească mai multe informații. Aflăm iată astăzi că greva continuă. Urmează să aflăm ce se va întâmpla mai exact cu examenele și cu încheierea mediilor, pentru că știm, este final de an școlar, elevii așteaptă un răspuns clar și vor să știe exact când vor avea loc examenele, în special evaluarea națională și bacalaureatul. Luăm o foarte scurtă pauză, acum revenim imediat, rămâneți pe Digi24.